ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Capital Economic. Sunt Antonela Sofronia și astăzi vom vorbi despre vacanțe, călătorii și bani. Mulți dintre noi nu au timpul necesar pentru a merge în vacanțe, iar alții nu au destui bani pentru a ajunge la destinații exotice. Cum ar fi să le avem pe ambele și cum ar fi să călătorim pe puncte bonus care se obțin gratuit? Și ce posibilități sunt ca toate acestea să fie integrate într-o singură aplicație? Iată câteva dintre întrebările la care va răspunde invitata noastră de astăzi, doamna Corina Pleșa, Marketing Director. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit și la mulți ani și la mulți ani și pentru anul nou și la mulți ani pentru Sfântul Ion. Da. Despre ce este vorba mai exact în acest proiect? Despre vacanțe. Este cineva care nu iubește vacanțele? Nu cred. Dar nu despre orice fel de vacanțe, ci despre vacanțe de vis. Este vorba despre un proiect american care a apărut acum 13 ani pe piață, s-a dezvoltat foarte mult în America și acum a început extinderea. Și e bine că a ajuns și la noi și e bine că beneficiem și noi de niște avantaje, așa că o să vă detaliez pe măsură ce sunt întrebări despre cum putem călători în condiții mai bune, cu prețuri mai bune și cu o comunitate foarte interesantă. Da, este foarte interesant, mai ales că românii preferă confortul, eventual all-inclusiv, că asta e, și din ce în ce mai mult destinații exotice la depărtare. Dacă până acum, mai ales în Iași, în zona Moldovei, nu exista un aeroport foarte dezvoltat de pe care să putem pleca în condiții bune, acum liniile aeriene și destinațiile sunt tot mai numeroase, așa încât avem acces la multe orașe, multe țări, cu legături între ele. Deci călătoriile nu mai sunt un țel chiar atât de îndepărtat. Cum se pliază asta pe conceptul nou venit, care nu este chiar nou, dar a ajuns la noi mai recent? Da, românii în general preferă viața bună, cred că sunteți de acord cu mine, și vacanțele fac parte din stilul nostru de viață. Din păcate n-am fost foarte educați pe turism, pentru că a merge în vacanță nu înseamnă doar să mănânci și să dormi, nu înseamnă doar all inclusiv, ci o vacanță cu adevărat de vis este o experiență. Iar acest club vine cu noutatea pe piața din turism, pe piața mondială, cu experiențe. Au creat pachete de vacanțe. De fapt, ce face acest club? Este un club cu circuit închis. Este un club în care nu poți să intri decât la recomandarea unui membru existent. Și ce poate fi mai simplu și mai frumos decât să recomanzi ceva ce-ți place? Dacă ai fost într-o destinație, nu poți să te abții să nu povestești despre experiența pe care ai văzut-o. Și atunci, ce face acest club? Acest club negociază angro pentru membri și obține ceea ce place românului cu adevărat, prețuri foarte bine negociate. Adică ajung să negocieze pe vacanțe de lux, adică vacanțe de 4-5 stele, dar la prețuri pentru orice buzunar, la prețuri de 2-3 stele. Și dintr-o dată pentru noi este foarte atractiv, da? Dacă plătim mai puțin pentru confort mai bun, de ce nu? Clar, asta devine interesant pentru oricine. Pentru oricine, da, și mai ales după ce ai fost prima dată și poți să faci comparații. Apoi, dacă mergi într-o astfel de destinație, vei vedea ce înseamnă să fii tratat VIP. Pentru că mai contează și felul cum ești primit. Toți am fost în vacanțe, toți am fost cu agențiile, unii am fost și pe variantă online și am avut tot felul de surprize. Unele plăcute, unele nu tocmai plăcute, da? Ei, prin acest club, eu sunt de 3 ani și jumătate în acest club, prin acest club n-am avut nici măcar o surpriză neplăcută, am fost în peste 60 de destinații în 3 ani și jumătate. Și de ce spun că sunt surprizele foarte plăcute? Pentru că te tratează într-un mod diferit. Când te duci într-un dream trip, adică într-un pachet negociat de această companie, ai o gazdă. Te primește o gazdă și ai o recepție separată. Nu te duci să faci check-in la recepția obișnuită. Te întâmpină cu șampanie, cu o bombonică, cu ceva. Te simți bine, ai fost primit de cineva. Ai tot programul vacanței pus la dispoziție. Iar seara se organizează o petrecere de bun venit să te cunoști cu membrii din club din toată lumea. Și te cunoști cu italian, cu francez,
cu chinezi. În toate vacanțele e imposibil să nu dai de câțiva chinezi. Păi ei sunt atât de mulți că ar fi exact. Și imposibil. Exact. Și atunci, seara, ai o petrecere de bun venit și faci cunoștință cu oameni din toată lumea. Și ce înseamnă asta? Să faci prieteni peste tot în lume. De asta vorbeam de alt stil de vacanță, de educație pe socializare, de educație pe prietenii. Iar aceste vacanțe întotdeauna au ceva unic, ceva special, pentru că au venit cu activități incluse. Într-un dream trip ai surprize. Chiar dacă atunci când cumperi vacanța vezi, am cazare, am masă, am două excursii, ai surpriza să mai ai ceva în plus. Ai surpriza să ai vouchere de masaje. Ai surpriza să ai o excursie inclusă, tocmai ca să fii impresionat. Și ce să faci? Să povestești cu prietenii și cu neamurile, nu? Când e ceva frumos, povestești. Asta este clar. Clar. Cât de obișnuiți sunt românii cu ideea de club? Nu ne ducem mai mult pe cont propriu în vacanță? Ba da, exact asta spuneam, că nu există încă o educație a cluburilor, dar hai să vorbim concret. Cât de obișnuiți eram înainte să avem abonamente la telefoane? Nu eram obișnuiți. Cât de obișnuiți eram înainte să avem abonamente la Netflix, ca să ne uităm la filme? Nu eram obișnuiți, dar orice noutate vine cu ceva și dacă este în avantajul nostru, ușor, ușor ne adaptăm. În momentul de față, de la câțiva români, pentru că am început acum 4 ani în România, câțiva români curioși, curajoși, hai să testăm și acest gen de vacanțe, să fim peste 40.000 de români. Chiar și în Iași sunt deja câteva sute de oameni care călătoresc prin Dream Trips și n-ar mai vrea altceva. Creează dependență de stare de bine, zic eu. Acest club, de fapt, esența sa este o aplicație. Practic, turismul a fost mutat în sfera online, unde se întâmplă toate. Acum, dacă nu mai ești pe online, practic nu existi. Ce face această aplicație? Pentru că este interesant din punct de vedere al tehnologiei, cum s-a pliat o activitate fizică. Turismul este ceva fizic, te muți dintr-un loc în altul, pe noua tehnologie. Da, au investit foarte mulți bani în această tehnologie. Eu cred că este cea mai scumpă aplicație de pe telefonul meu mobil și această tehnologie, de fapt, este propria ta agenție de turism pe telefonul mobil. Care e avantajul? Bineînțeles că scot niște intermediari de acolo, pentru că compania negociază în mod direct cu foarte multe hoteluri, cu foarte multe resorturi și atunci creează aceste pachete. Pentru persoanele care erau obișnuite să meargă înainte cu agenții, au peste 15.000 de oferte pe telefonul mobil pentru anul care urmează. Deci vezi vacanțele în avans. Și sunt aceste pachete Dream Trip care vin cu noutatea pachetelor tematice. Adică imposibil să nu-ți găsești ceva pe gustul tău. Dacă ești pasionat de artă și cultură, vei găsi astfel de vacanțe. Dacă ești pasionat de dans, vei găsi vacanțe de dans. Vacanțe de degustare de vinuri, domnilor, doamnelor, sunt excepționale. Sunt vacanțe de shopping, terapie pentru doamne, da? Vacanțe wellness. În primul rând. Da. Vacanțe wellness, mergem să dăm jos niște kilograme după sărbători și tot felul de vacanțe, inclusiv campionate. Campionate sportive, Champions League, US Open, NBA, Formula 1, cu bilete VIP la meci. Vacanțe pentru familii, Disney, cu acces în parcurile de distracții. Deci din 15.000 de destinații, imposibil să nu-ți găsești una, două, trei care să fie pe sufletul tău. Bun, și este doar o rubrică pe care o găsim pe aplicație. A doua rubrică este pentru persoanele care nu vor să meargă neapărat în grupuri. Persoanele care erau obișnuite să-și personalizeze vacanța, adică intrau pe online. Și acum fac acest lucru și își caută pe mai multe site-uri. Pe un site foarte renumit, cazări. Pe alt site își caută bilete de avion. Își caută activități în altă parte. Își caută în altă parte închirieri de mașini și așa mai departe. Da. Ei, aplicația nu a făcut altceva decât să unească toate aceste site-uri și pe o singură pagină să avem de fapt un mall în turism. Avem absolut tot, bilete de avion, de la low cost la linie. Avem hoteluri
de la 2 stele la 7. Poate nu vrem să stăm neapărat la 4 stele. Bugetul nostru este de 2-3 și atunci vom găsi pe aplicație hoteluri de 2-3 stele pe bugetul nostru. Vom găsi închirieri de mașini, iar activitățile sunt absolut fabuloase. Cum călătoream eu înainte? Mergeam pe online, ajungeam într-o destinație și la recepție întrebam ce pot să fac în perioada în care sunt, unde mă duc. Și recepția îmi dădea hărți, ghiduri și așa mai departe. Nu mai trebuie fiecare să fac. Fiecare dintre noi. Da, nu mai trebuie să fac asta. Apropo de comoditate, am totul pe telefonul meu. Dau căutare Barcelona, de exemplu, care va fi următoarea mea destinație în martie și găsesc 10-20 de pagini cu opțiuni. Pot să intru la muzee, pot să intru la parcuri de distracții, pot să intru la restaurante cu specific, zbor cu elicopterul și poate nici nu-mi trece prin minte ce aș putea să găsesc acolo la activități. Și lucru care mă interesează, sunt negociate, am preț mult mai mic decât aș găsi pe online și mai am un avantaj superb, l-am testat și funcționează. Am priority pass la parcuri de distracții, la muzee. Am opțiunea să iau și să nu mai stau la coadă. Cât de important e asta pentru noi? Asta este foarte bine, mai ales când vrei să și vezi ceva în călătoria respectivă. Adică sunt convinsă că printre telespectatori sunt oameni care au stat și 6 ore la Louvre ca să intre sau la Vatican. Ei, dacă intri într-o oră, două, cred că ești mai câștigat. Timpul este resursa cea mai importantă și asta doar pleacă, nu vine. De ce să nu profităm la maxim de vacanțele noastre? Bun, pentru că trăim în era aplicațiilor, acum sunt foarte multe aplicații în diverse domenii care se pot descărca pe telefon foarte simplu. Ele, practic, ne interconectează, pun în legătură niște oameni din diverse locuri sau cu diverse afinități, astfel încât să poată ei comunica. De ce ar fi necesară această interconectare? Mergem pe ideea de club, mergem pe ideea de educație. Acum toată lumea știe, Facebook este un fenomen mondial, corect? Instagram-ul este un fenomen mondial. Simțim nevoia să fim în contact, simțim nevoia să ne extindem experiențele la nivel mondial. Și atunci acest club a unit de fapt 3 industrii. Da? A unit industria turismului punând oferte la dispoziție, a unit tehnologia, internetul și a unit social media, adică această aplicație funcționează ca un Facebook al călătoriilor. Noi avem 2 milioane de membri în momentul de față pe aplicație, 40.000 în România și putem efectiv să comunicăm cu absolut toată lumea de pe glob pe ce ne interesează, pentru că până la urmă valoarea unui club este dată de oamenii din club. Da? Exact. Adică vreau un doctor care este medic, care este în club și mă cunosc cu el, o să apelez la prietenul din club. Sau un economist, sau chiar așa, în Iași cunosc o mulțime de oameni prin intermediul clubului. Eu am venit la Iași cunoscând oameni prin club. Și chiar prietena mea, Paula Cobzaru, este economist, n-aș fi cunoscut-o niciodată dacă nu era membru în club. Sau o mulțime, nici pe Angie n-aș fi cunoscut-o dacă n-ar fi fost un context în care să iubim același lucru, vacanțele, nu? Sau Antoanela, sau absolut toată lumea, în general, sunt oameni care iubesc vacanțele, așa intră în contact, da? Am înțeles. Bun, acum care sunt avantajele membrilor? Uh-huh. Cum funcționează de fapt acest club și cum se ajunge efectiv la prețuri atât de convenabile? Da. Dincolo de socializare, există și persoane care nu merg în grupuri, în călătorii. Uh-huh. Până la urmă, toată lumea se uită și la prețuri. Da. Pentru că anumite resurse sunt limitate și atunci vrem să ne încadrăm și să facem cât mai multe, eventual în aceiași bani. Da, logic. Toți vrem asta. Toți vrem lucrul dacă acesta. Dacă se poate și gratis, nu? Adică, mă rog, oferte, gratis. Ofertele sunt preferatele noastre. Dacă mergem și în market, dacă există ofertă, ne uităm acolo, da. Fiind vorba de foarte mulți membri, este clar că se negociază pe rulaje, se negociază pe cantitate, da? O agenție de turism, oricât de bună ar fi, este limitată la zona în care este. Este limitată la numărul de clienți. În momentul
momentul în care ai 2 milioane de membri de pe tot globul, ai un portofoliu foarte substanțial și te duci și negociezi cu hotelierii și nu negociezi pentru o cameră 20, ci negociezi pentru 100-200 de camere. Este clar că obții un discount foarte bun. E, apoi nu negociezi pentru 100-200 de camere odată, ci negociezi pe un an întreg. Și atunci, dacă ai mai multe perioade în care tu ai cumpărat acele vacanțe, evident prețul mai scade un pic. Și dacă dai hotelierului și bani în avans, pentru că asta se întâmplă, clubul asta face, dintr-o dată prețurile sunt incomparabile, noi ca și membri beneficiem de aceste prețuri, pentru că vor să ne mențină pe aplicație. Apoi, da, de ce ne țin atât de mult pe aplicație și de ce ne atrag atât de mult? Pentru că vin cu extra servicii pe care celelalte entități în turism în momentul de față nu și le permit. Au un serviciu de concierj, un call center, care este activ 24/24. Gândiți-vă, ferească Dumnezeu, ne-am dus într-o țară exotică, ne-am dus în Vietnam, nu știm limba, nu ne descurcăm acolo, ni se întâmplă ceva, se poate întâmpla, ferească Dumnezeu, ne-am pierdut actele. Ce facem? Cum ne ajută agenția din țară? Sau cum ne ajută online-ul de unde ne-am făcut rezervarea? Nu prea are cum. Clubul, fiind foarte atent cu membrii, da? Ce face? Pune la dispoziție acest serviciu de concierge 24/24, 7 zile din 7 și ferească Dumnezeu, ne-am pierdut actele, ne ia, ne duce la consulat. Adică am un exemplu concret, prieteni de-ai mei au pus benzină în loc de motorină pe magistralele din Belgia. Nu era o vacanță de vis, nu se descurcau nici cu limba, nu știau ce să facă. Unul dintre pasageri era membru în club, a sunat la concierj, într-o jumătate de oră le-a adus platformă, evident au plătit-o, dar și-au rezolvat problema. Și atunci ai pe cineva tot timpul care are grijă de tine, da? Ai siguranța asta mentală. Apoi, mai există ceva ce încă nu există în domeniul turismului, cu siguranță vor fi copiați, că tot ce apare bun se copiază oarecum. Au făcut un serviciu în care ești plătit pentru că stai pe aplicație. Cum? Noi toți socializăm, noi toți ieșim în oraș. Adică mâncăm mai des decât mergem în vacanță, nu? Clar. Din păcate în fiecare zi. Din păcate în fiecare zi, da? Și atunci, clubul semnează parteneriate cu cele mai bune cafenele, cele mai bune restaurante, cele mai bune parcuri de distracții, spa-uri, saloane de coafiură, doamnelor, din zona respectivă. Da? Semnând aceste parteneriate, orice membru are aplicația Dream Trips, merge, face ceea ce făcea în mod obișnuit, ia cina în oraș, merge la spa, dar când vine nota de plată, nu mai este chiar așa o problemă să scoți bănuții din buzunar, pentru că scanezi pe aplicație nota de plată și între 30 și 80% din nota de plată se transformă în puncte de vacanță, un punct echivalent cu un dolar. Bun, ca să înțeleagă telespectatorii ce este cu aceste puncte, pentru că sunt niște sisteme de care nu a auzit totuși toată lumea, cu care noi nu prea suntem obișnuiți, deși carduri de fidelitate, că de fapt asta se întâmplă, mai sunt și la farmacii și la alte magazine. Aceste puncte, ce se face cu ele ulterior? La ce folosesc? Punctele sunt dolari. Sunt dolari de călătorii. Da? Ai câștigat 10 puncte mâncând la restaurant, următoarea ta vacanță va fi mai ieftină cu 10 dolari. Ai pe aplicație o bulină la fiecare vacanță în care se arată prețul de listă, să spunem 300 de dolari, din care poți să scazi 80 de dolari. Dacă tu ai mâncat la restaurant și ai 10 dolari, poți să scazi doar 10, pentru că atât ai. Dar până pleci în vacanță, să spunem în august, ai tot timpul să strângi 80 de dolari, 200 de dolari, 500 de dolari și atunci vacanța sau vacanțele tale vor avea discount la discount. Pentru că sunt deja prețuri foarte bine negociate, dar pentru că ești membru, mai scazi acea bulinuță cu puncte. Da, deci practic se obțin acele puncte fără să dai bani în plus.
Da. Doar plătindu-ți nota de plată la restaurant, la coafor, unde mai merge persoana da. Respectivă, după care acele puncte se scad practic din prețul din unei pachete, călătorii. Din pachetele de vacanță, da, pachetele da. Puse la dispoziție de club. Bun, este un avantaj foarte important, pentru că dacă stau să mă gândesc, cheltuim odată niște bani și beneficiem de vreo 3 ori de ei. Cam așa. Cam așa. De ce credeți că suntem 40.000? Normal că se duce veste, adică sora mea n-ar merge cu altă agenție, normal că merge cu ceea ce recomand eu, pentru că i-a plăcut ce a văzut la mine, nu? Da. Cum se transformă industria turismului prin intermediul clubului? Totuși este o transformare. Agențiile da. De turism nu au așa ceva. Până acum existau rezervările online. Să zicem că acesta a fost un mic pas în direcția online. Aplicația reprezintă un progres spre mediul online, la care până la urmă tindem cu toții. Cum s-a modificat inclusiv această aplicație de la apariția ei și până în prezent? Ce are în plus acum, la începutul lui 2019, față de momentul în care a apărut? Da, când m-am înscris eu în acest club, să știți că era doar un site. Nici măcar nu exista aplicația. În România erau câteva mii de membri care călătoreau și, apropo, nu erau vacanțe în România. Dar pe măsură ce piața deci să înțelegem se dezvoltă... că sunt oferte inclusiv în România. Exact, exact. Pe măsură ce se dezvoltă clubul, pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni aderă la o piață, clubul are grijă să negocieze cu cele mai bune hoteluri din țara respectivă. Și în momentul de față putem merge la Poiana Brașov, la Hotel Alpin, este un partener deja, mă rog, hoteluri de 4-5 stele, da? Sunt parteneriate făcute și putem merge la Poiana Brașov, putem merge la Sinaia, putem merge la Mare, putem merge în Bucovina, putem merge la Sovata, în Delta sunt oferte. Și avantajul este că prețul este foarte bine negociat, avantajul este că este club și va fi petrecere și vom fi într-un grup pasionat de călătorii, cunoaștem oameni din toată lumea și experiențe noi, pentru că vin cu o idee nouă de turism. Da. Considerați că această aplicație va evolua și în continuare? Ce se preconizează ca și viitor? Da. Nu știu, că practic toate au evoluat, cel puțin da. În mediul online, în ultimii 2 ani se tot inventează noi lucruri, noi, nu neapărat site-uri, că site-urile deja sunt ceva obișnuit, altceva, noutăți. Cu siguranță vor îmbunătăți permanent aplicația, nu este perfectă, nu există în tehnologie ceva perfect, cu siguranță este perfectibilă. Au adăugat de un an de zile această variantă să mănânci la restaurante și să câștigi puncte, am început să mergem din ce în ce mai mult cu procente pe puncte. Cu cât crește piața, sunt convinsă că tendința este să cumulăm puncte de la mai mulți comercianți și să ajungem să călătorim pe puncte. Și un prieten mi-a spus la un moment dat, haide domnule, nu cred că o să călătorești gratis, nu există. Și am zis, da, nici eu nu credeam că există, dar nu credeam că voi putea vorbi vreodată la telefon fără să plătesc. Și acum, dacă sun pe WhatsApp, nu plătesc. Da. Dacă sun pe Messenger, nu plătesc. Așa că este posibil orice, eu cred că în viitor vom călători prin aceste puncte și că va fi o dorință foarte mare să nu mai scoatem bani din buzunar, adică eu aș prefera varianta asta, da? Cred că toți ar prefera-o. Da, și cu cât vom promova, pentru că există o variantă de promovare, dacă tu promovezi și recomanzi mai departe, clubul te recompensează inclusiv în puncte. Deci vei ajunge să ai puncte mâncând la restaurant, vei avea să câștigi puncte recomandând unui prieten o vacanță sau aplicația care oricum ție îți place. Dacă vrea, vine, dacă nu vrea, nu vine. E o alegere, tot e o alegere în viață, nu? Bun, sistemul acesta se practică în multe locuri. La o recomandare ai 10% reducere sau la nu știu câți clienți care vin din partea exact. Ta, ai un produs gratuit. Nimic nou sub soare. 4 pizza plus una. Sau exact despre altele. Asta este vorba. Chiar aplică clubul acest lucru. Intrarea în club se face... Asta vreau să vă întreb. Da, da.
Cum poate să devină cineva membru, dacă tot sunt atâtea avantaje? Da, intrarea în club se face doar pe bază de recomandare, adică clubul își selectează persoanele pe care le alege totuși în club. Suntem un club în care chiar vrem să ne simțim bine și criteriul de selecție este criteriu pozitiv, adică ni se spune de la început, invită în club pe oamenii cu care ți-ar fi drag să mergi în vacanță. Și este un criteriu de selecție pentru oamenii pozitivi. Al doilea criteriu este așa, oameni care călătoresc, adică este clubul oamenilor care merg în vacanță, nu clubul oamenilor care stau acasă. Da? Dacă o dată de două ori pe an mergi în vacanță, este foarte profitabil pentru tine să faci parte din acest club, având toate acele beneficii. Iar partea și mai interesantă este că intrarea în club nu se face pe bază de taxă. În general, toate cluburile, că este club de golf, că este sală de sport, te duci, plătești o taxă și beneficiezi de niște servicii. E, aici nu este o taxă, aici este doar un avans la o vacanță. Îți plătești avansul ca la orice agenție, numai că aici avansul tău nu-l poți folosi doar într-o singură destinație. Aici poți să-ți alegi oricare din cele 15.000 de pachete când vrei tu și poți să ai variante să-ți gestionezi bugetul de avans pe mai multe vacanțe. Poți să-ți alegi 2-3, îți împarți cum vrei tu, iar avansul este valabil 12 luni din momentul în care te-ai înscris. Este foarte interesant și ar trebui să spunem telespectatorilor și de faptul că în primele 3 luni, dacă îți rezervi o vacanță, primești punctele înapoi, practic banii inițiali, avansul inițial, poți să-l mai folosești și la o a doua vacanță. Da, adică americanii chiar știu să facă business, chiar știu să facă marketing și atunci e clar că vor să te convingi singur. Degeaba povestim noi cât de frumos este într-o vacanță, până nu te-ai dus tu nu crezi. Așa suntem noi ca oameni. Și atunci ei vin cu o extra ofertă pentru membrii care sunt în primele 3 luni de zile. Spun așa, du-te într-un dream trip, bucură-te de ceea ce îți oferim noi și dacă ai făcut lucrul acesta în primele 3 luni de zile, vei primi înapoi avansul pe care l-ai dat să-l folosești într-o următoare destinație. Asta am făcut și eu acum 3 ani și jumătate, m-a cucerit fantastic și atunci am putut să povestesc cu toți prietenii mei, încât a promova acest club pentru mine a devenit o carieră. Înainte eram profesor de română, lucram în Ministerul Educației, bugetar, dacă vreți, nu mă vedeam făcând publicitate, nu credeam că e pentru mine, dar făcând natural lucrurile, devine firesc, nu? Și cariera mea în momentul de față, știu, este interesant cum sună, sunt turist de profesie. Foarte frumos sună, cred că noi toți am dori la un moment dat să devenim turiști de profesie, chiar văzusem o listă de dorințe acum de anul nou, nu foarte de mult, pe unul dintre bilete, una dintre dorințe era să fiu musafir toată viața. Chiar m-a distrat, am zis că uite ce gând năstrușnic, restul erau pline de dorințe, de case, de mașini, de toate celelalte. Aceasta era mai deosebită, să fiu musafir toată viața. Cât de interesant ar fi să fii musafir la hoteluri de 4-5 stele, adică... Da, și asta e de bine. Da, da. Vreau să vă întreb dacă tot am ajuns în acest punct al discuției, care sunt avantajele ulterioare înscrierii? Hai să zicem că am trecut de primele 3 luni în care ți se poate returna avansul astfel încât să-l folosești la o următoare vacanță. Suntem membri de mult. Ce posibilitate ar exista să mergem doar pe puncte sau să câștigăm și bani din acest lucru, din baza recomandărilor, acele comisioane pe care de fapt le câștigă oricine în momentul în care recomandă ceva, inclusiv la cardurile de fidelitate și la celelalte tipuri de fidelizări care se practică pe piață? Da, clubul te încurajează să recomanzi pentru că până la urmă nu-și face reclamă la televizor, nu-și face reclamă pe site-uri,
tocmai pentru a face selecția membrilor, da? Să se meargă pe reclamă vie. Hai să fim serioși, este cea mai corectă reclamă, pentru că eu personal nu am fost în viața mea la stomatolog pe o reclamă TV. Nu zic că e rău să faci reclamă la televizor, este superb, dar prietenul meu e prietenul meu, corect? Și asta e adevărat. Recomandăm inclusiv un post de televiziune, uită-te că emisiunile sunt foarte bune și recomandarea contează. Bun, și atunci recomandarea vie este de fapt o publicitate. Bun, clubul ce spune? Pentru că această aplicație funcționează pe bază de abonament, adică vreau să precizez de la început exact cum funcționează, plătești un avans ca să te înscrii în club, care se transformă în puncte și sunt banii tăi de vacanță, da. Iar lunar, ca să poți să beneficiezi de absolut toate serviciile, să mănânci la restaurant, să câștigi puncte, să ai serviciu de consier, să ai la dispoziția ta un agent la dispoziție oricând 24 din 24, să beneficiezi de toate reducerile, să ai acces la toată comunitatea, se plătește un abonament. Un abonament care nu înseamnă taxă, înseamnă tot pușculița ta de vacanțe, sunt punctele tale care se cumulează ca tu să mergi și în alte vacanțe decât în prima cu care ți-ai plătit avansul. Bun. Și acum vorbim de recomandare. Exact. Ai amintit de 4 pizza plus una gratis. Exact. Același lucru se întâmplă și în club, dacă 4 din prietenii tăi spun da, foarte interesant, măcar din curiozitate, și tot mă duc odată cu acest club să văd dacă îmi place, și ei se înscriu în club la recomandarea ta, adică ți-ai plătit și au plătit și ei avansul, acel abonament lunar este închis, adică nu mai plătești abonamentul, în schimb clubul îți bagă punctele de vacanțe în pușculița ta de vacanțe, pușculiță pe care o vezi pe aplicație, tot timpul ai la dispoziție. Asta mi-aduce aminte de o ofertă care era anul trecut la una dintre băncile mari. Dacă vii cu 4 prieteni, nu mai plătești comisionul pe un an. Exact. Ceva de genul acesta era. Exact pe sistemul ăsta era și prieteni care să-și deschidă cont inclusiv da. Cu și să folosească și cardul. Da, și acum mergem mai departe, că tot am vorbit de bănci. Probabil că unii dintre telespectatori știu de oferta unei bănci care spune vii cu mătușa și îți dăm 50 de lei. De asta nu am auzit. Da, eu am primit un e-mail de la bancă și atunci vii cu mătușa și 50 de lei intră în contul tău. E, prin acest comision pe care îl dau cei care acceptă genul acesta de publicitate, a fost adoptat și în club și dacă tu faci recomandări la mai mult de 4 prieteni, vei putea să încasezi un comision care este și comision în puncte, deci vacanțele tale ușor, ușor vor deveni gratuite, numai pe puncte, adică da. Pot să vă spun că eu am peste 40 de destinații făcute numai pe puncte și vorbim de destinații pe care încetasem să le mai visez, că nu aveam timp și bani, da? Știți da. Cum e? Așa pot să vă spun că am ajuns în Singapore, am ajuns să văd Marele Zid Chinezesc, am ajuns să zbor cu elicopterul deasupra Shanghaiului, Europa așa aproape toată, în 3 ani și jumătate, deci sunt de meserie turist, da? E în fișa da. Postului la mine, ca idee. Da, am ajuns să merg pe puncte, dar pe lângă acele puncte se câștigă un comision care poate să înceapă de la câteva sute de dolari până la câteva mii sau chiar zeci de mii de dolari dacă tu vei crea un portofoliu destul de mare pentru companie de membri care călătoresc prin club. Da, este foarte interesant și de viitor. Cum percep compatrioții noștri aceste idei? Cel puțin la momentul actual, când ideea de club se reduce mai mult la sălile de fitness, momentan, da. Și da. Cluburi de dans eventual, da. De da. Karate, de box, de da. În general cluburi sportive, da. Nu alt tip de cluburi. Da. Păi, cum percep? Ca orice noutate. Unii sunt extrem de rezervați, alții sunt extrem de deschiși.
la un moment dat va fi vom fi atât de mulți cei care vom călători prin acest club, încât va fi o evidență și vor veni marea majoritate. Dar cei care sunt deschiși spun de ce nu, cei care încă sunt închiși zic nu. Dar știți ce am observat? Am mulți prieteni care în momentul în care am spus eu da, au zis, vai, ai grijă, atenție, să nu fie aiurea, să nu fie țeapă, să nu fie ceva nefiresc. Au fost cu ochii pe mine, au văzut că funcționează. Acum prietenii când mă sună nu mă întreabă ce faci, mă întreabă unde ești. Și când au văzut că funcționează, m-au rugat ei să înscriu în club. Deci totul are nevoie de timp de așezare. Depinde cum ești tu ca om. Eu am fost o persoană deschisă, sunt o persoană deschisă și zic întotdeauna de ce nu. Da. La capitolul acesta, cum stăm cu încrederea, de fapt? Că aici este vorba de încredere. Persoanelor, mai ales cele care nu sunt familiarizate foarte mult cu tehnologia, că și despre asta este vorba, îți descarci o aplicație pe care îi vezi tot și dacă nu ai un telefon performant sau nu ești obișnuit să umbli pe aplicații, ceva nu merge. Corect. Adică degeaba te înscrii în club dacă nu vezi esența clubului. Cum se descurcă la partea aceasta de încredere persoanele care nu au acces atât de mult la tehnologie? Este o legătură între ele sau de fapt nu? Știți cum e, orice problemă are o soluție, da? E adevărat, nu toată lumea se pricepe la tehnologie, nici eu nu mă pricepeam, aplicația mi-a descărcat-o fiul meu, dar acum mă pricep foarte bine pentru că asta e evoluția, adică vrem să învățăm cum merg lucrurile. Nu este o problemă atât de mare chiar dacă tu nu te pricepi, pentru că cel care te-a adus în club, da, are dorința de a te ajuta. Adică vorbim de încredere, da? Eu am intrat în club pe încredere inițial, pentru că cel care mi-a arătat proiectul era prietenul meu. Și sunt convinsă că nu și-ar strica un prieten, o relație pentru ceva prost. Adică primul meu da a fost da, dacă tu ai intrat, hai să mergem, hai să vedem despre ce este vorba. Bineînțeles că nu ne pricepem toți atât de bine la oferte, nu ne pricepem toți atât de bine să umblăm pe internet, dar suni un prieten. Și atunci ne descurcăm, avem grupuri restrânse, tocmai pentru că vorbim de socializare, avem Facebook-uri cu circuit închis în care explicăm. Ce este frumos este că foarte mulți oameni nu mergeau în vacanță și pentru că nu aveau cu cine. Nu doar nu am bani și nu am timp, nu am cu cine. Și atunci nu se mai pune problema, pentru că pe grupurile noastre de Facebook apare și o întrebare de genul: uite, vreau o prietenă cu care să plec la Poiana Brașov, nu am cu cine. Este cineva interesat din țară să împărțim camera? Și se întâmplă lucruri de acestea și se leagă niște prietenii frumoase. Da? Sunt oameni care s-au cunoscut în club, au ieșit și niște povești frumoase de dragoste, s-au căsătorit. Adică, până la urmă, este un club în care te simți bine, mergi în vacanțe, nu? Da. Relativ la faptul că gusturile nu se discută, spuneați mai devreme de preferințe și de faptul că prietenii dumneavoastră s-au înscris pe încredere. Bun, ceea ce îmi place mie nu este neapărat să-i placă și prietenului meu. Eu recomand ceva ca fiind foarte bun, foarte frumos, ceva extraordinar pentru momentul prezent, pentru că mie mi-a plăcut. Dar dacă un prieten sau o cunoștință de-a mea se înscrie și nu-i place, el va fi dezamăgit. Au fost și oameni din aceștia care s-au înscris și au fost dezamăgiți sau care au considerat că nu este pentru ei, că preferă altceva sau partea cealaltă a lucrurilor. Da, bun, este frumos, este minunat, cu siguranță este o idee foarte bună care va avea succes, dar totuși... Ca în orice domeniu. Sunt oameni care sunt super, super încântați și o să fie un procent de oameni care nu vor fi mulțumiți. Adică sunt oameni care și-au abonament la sală și nu se duc la sală. Sau sunt oameni care nu sunt mulțumiți de sala respectivă din temir ce motive. Da, clubul evoluează atât de mult încât se elimine toate așteptările nerealiste. Adică vine în sprijinul oricărui tip de persoană,
imposibil să nu-ți găsești ceva ce-ți place pe aplicație. Pentru că v-am zis că sunt vacanțele tematice. Eu sunt pasionată de artă și cultură sau chiar vreau să merg în vacanțe spirituale. Sunt oameni care nu vor să meargă în vacanțe spirituale, dar își aleg din 15.000 de pachete. Chiar credeți că nu-și găsește cineva ceva? Sau, având acel mall, nu te condiționează cu absolut nimic. Nu ai date fixe, nu ai restricție pe orașe, pe țări. Îți creezi vacanța ta cum vrei tu, unde vrei tu, evident cu cine vrei tu și nu mai pierzi timp. Economisești timp și bani de ce? Sunt toate pe o pagină, la mall. Unde ne facem cumpărăturile acum? În supermarketuri și în mall-uri, de ce? Sunt toate la un loc, sunt negociate angro, sunt prezentate frumos, sunt niște promoții. Exact asta este de fapt aplicația, primul mall în turism și îți găsești ce vrei tu, cum vrei tu. Așa că din ce în ce mai puțini vor fi cei care sunt dezamăgiți și o veste și mai interesantă. Am cunoștințe care inițial au zis nu, adică au intrat în club, s-au retras, pentru că nu găseau oferte în România, v-am zis că la început nu era oferte în România. Când au văzut cum evoluează clubul, când au văzut cât de mult s-a dezvoltat, s-au înscris din nou. Adică se poate. Da, chiar mă gândeam că pentru români, ca și experiment, sunt mai accesibile niște excursii în țară decât cele nu știu unde. Deși am văzut foarte multe persoane care au mers acum de sărbători, cel puțin în excursii îndepărtate, în destinații exotice, ape turcoaz, plaje fine, palmieri și știți toate celelalte. Nu avem, dar ne punem deoparte dacă vrem neapărat, știți? Și băncile dau inclusiv credite pentru vacanțe. Cum ar fi să nu mai iei credit pentru vacanțe, ci să acumulezi puncte făcând niște activități plăcute? Pe care oricum le faci până la urmă. Exact. Da. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră? Deci, concret, să vorbim de schimbarea pe care o aduce înscrierea în club. Poate pentru unii nu este mare lucru, dar poate pentru alții este. Da, pentru mine, cu siguranță, este o schimbare totală a vieții. Este un stil de viață. Știu, par cuvinte din acelea frumoase. Mi-a schimbat viața clubul ăsta, mi-a schimbat viața în bine. Nu mi-a schimbat clubul viața, mi-am schimbat eu viața în urma unei decizii. Inițial am crezut că voi fi doar călător. Nu mă gândeam că am timp, eram mulțumită cu cariera pe care o aveam, 20 de ani de administrație, funcție destul de bună, adică o viață normală, cu casă, cu mașină, cu tot ce face o familie până la o anumită vârstă. Am crezut că o să călătoresc în condiții mai bune, cu un anturaj nou, cu ceva nou. Mergând în vacanțe, văzând oportunitatea, am început să povestesc, oricum o făceam. Da. Oricum o făceam, oricum puneam poze pe Facebook. Am început să povestesc și am accesat și acea franciză sau microfranciză, dacă vreți, drept de reprezentare. Pentru că doar în baza unui acord tu promovezi mai departe, da? Și am început să promovez în anturajul meu de prieteni. Unii au spus da, unii au spus nu, dar cei care au spus da, la rândul lor au fost mulțumiți. Și făcând acest lucru au început să vină acele beneficii part-time, câteva ore pe săptămână, adică nu mi-am rupt din viața mea, nu mi-am rupt din timpul meu prea mult timp pentru proiect, că inițial l-am văzut ca pe un hobby. Deci erați angajată, bugetar și în timpul liber, în loc să vorbesc despre ce mai gătim, vorbeam despre hai să mergem într-o vacanță faină, ia uite ce oferte sunt pe aplicația mea, uite ce fain ar fi să ajungem și noi în China, uite ce fain ar fi, vai, Japonia, e pe lista mea de dorințe și așa mai departe, chiar și în America, da? Da. Făcând acest lucru, entuziasmul meu a atras prieteni, hai mă, până la urmă, de ce nu? Și făcând acest lucru în anturajul meu, un număr destul de mare de prieteni au zis, de ce nu, hai să fim în club. Și am început să primesc niște recompense, inclusiv financiare. Da? Făcând acest lucru part-time câteva ore, evident că am realizat că poate fi o sursă de venit suplimentară. Nu știu dacă s-ar supăra cineva să primească 100-200 dolari în plus, făcând o activitate frumoasă. Da. Mi-a plăcut ideea că nu trebuie să vând,
Eu nu sunt un vânzător, nu-mi place să car marfă, să vând marfă, nu zic că e ceva rău, dar nu credeam că e pentru mine și nici n-ar fi pentru mine. Da, să povestesc despre vacanțe, cred că românii au în sânge asta. Și atunci, povestind asta, luând-o un pic mai în serios, văzând că funcționează, am început să mă implic din ce în ce mai mult, de la 2-3 ore pe săptămână am început să dau 7-8-10 ore pe săptămână, ca un al doilea job. De la ca un al doilea job, în momentul în care veniturile din acest proiect au început să îmi egaleze venitul de la servici, am realizat că pot să-mi câștig timpul, pentru că nu e nevoie să stai 8 ore la program, pot să povestești cu prietenii stând acasă, pe Facebook sau pe... pot să povestești stând la o cafea. Da. Da. S-a creat și un sistem cu circuit închis de prezentare, în sensul că la o cafenea se face o întâlnire de club și acolo la cafenea vei vedea o prezentare profesionistă. Deci ce poți să faci decât să-ți inviți prietenii la o cafea, ei să vadă dacă li se potrivește bine, dacă nu, nu. Și făcând asta, biroul meu a devenit acea cafenea, adică 2 ore seara mă încărcam, îmi încărcam bateriile, îmi făceam prieteni noi și povesteam despre noile oferte, până în momentul în care am decis că este mult mai relaxant pentru mine să fac genul acesta de activitate, să devin turist și stilul meu de viață s-a transformat în sensul că 2-3 săptămâni povestesc cu din ce în ce mai mulți oameni despre existența aplicației și despre beneficii și apoi obosesc. Adică trebuie să plec în vacanță o săptămână. Am înțeles. Ținând cont că am ajuns la finalul emisiunii, o ultimă întrebare cu răspuns punctual. Ce planuri aveți de viitor? Wow, să ajut cât mai mulți oameni să descopere acest stil de viață, pentru că până la urmă este un stil de viață mai liber pe care nu-l concepeam înainte, să înțeleagă că viitorul este în aplicații, vrem și nu vrem, online. Și online, vrem nu vrem, să guste din bucuria unui dream trip și dacă nu sunt mulțumit să mă caute. Eu sunt convinsă că vor fi planurile mele să merg împreună cu cât mai mulți oameni în cât mai multe destinații de vis și să ajut cât mai mulți oameni să câștige un ban în plus. De ce nu? Da. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Încheiem nu înainte de a-i mulțumi doamnei Alina Nechifor de la Promenad Art pentru coafiură și magazinului Nisa pentru vestimentație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Ne revedem în fiecare luni de la ora 20. Nu uitați să ne scrieți pe adresa de e-mail și să vizitați pagina noastră de Facebook. Până săptămâna viitoare, la revedere! La revedere! Să ne vedem pe plajele lumii!